Actorii de la Notara, scriitori și pictori din capitală, precum și mulți oameni de cultură din Câmpina, vor participa la sărbătoarea celor 2 iulie, pentru a le cinsti pe cele două femei din viața lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, soția și fica. Programul pregătit de conducerea castelului Iuliei Hașdeu din Câmpina este impresionant și va cuprinde mai multe momente artistice. În fiecare an, savantul le aniversa pe cele 2 iulie ale sale, pe 2 iulie. Noi am reluat acest obicei al familiei Hașdeu și în fiecare an, pe 2 iulie, organizăm sărbătoarea celor 2 iulie în memoria Hașdeilor. Luni, pe 2 iulie, va fi un program interesant, complex, un program care va cuprinde prelegeri susținute de hașdeulogi remarcabili, apoi lansări de carte, vom lansa ediția a doua a cărții O corespondență pentru eternitate, dar și alte cărți interesante, cărți despre subiecte diverse în colaborare cu Societatea Scriitorilor Prahoveni, o carte despre viața Iuliei Hașdeu, o carte semnată de Crina de Cusară Bocșan. Lansările vor fi urmate de un spectacol organizat în colaborare cu ansamblul Muzica Viva, un spectacol care este inspirat de Arhiva Spiritistă, este primul spectacol inspirat de Arhiva Spiritistă, care va fi produs și va fi pus în scenă, dacă putem spune astfel, chiar în parcul castelului Iulia Hașdeu. Vor juca actori importanți, precum Ioana Calotă și Alexandru Filipide de la Teatrul Notara, dar va fi și muzică în timpul spectacolului. Muzica va fi interpretată de pianista Andreea Butnaru și de violoncelistul Florin Mitra. Spectacolul va fi urmat de vernisajul unei expoziții de pictură. Iulia Hașdeu și poezia picturii vor expune artiști din București. De asemenea, seara, la orele 19, pe scena Casei de Cultură, se va juca piesa Iulia o Scântei, o producție a Teatrului Elisabeta din București, o piesă inspirată de corespondența dintre Iulia și Hașdeu, de data aceasta o corespondență din timpul vieții. La baza acestui spectacol a stat chiar cartea O corespondență pentru eternitate. Regia și scenariul acestui spectacol sunt semnate de Mirela Stoian. Manifestările vor începe la ora 11 dimineața pe 2 iulie la castel.